Al doilea radar de monitorizare a spațiului aerian va ajunge în Republica Moldova în anul 2025, sistemul fiind acum în proces de asamblare. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării, Anatolie Nosatâi. Potrivit ministrului, al doilea radar care va ajunge în Republica Moldova va fi unul complementar sistemului actual de monitorizare a spațiului aerian și va asigura detectarea unor eventuale pericole, notează Infoprimineo. Ministrul apărării mai spune că cel de-al doilea radar de monitorizare a spațiului aerian, pe care Republica Moldova îl procură cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, este acum în proces de asamblare. Achiziționarea radarului a fost posibilă grație programului Instrumentul European pentru Pace. Cu suportul partenerilor avem succese noi în domeniul apărării, spațiului aerian, la capitolul radiolocații, ceea ce ne va permite să avem o înștiințare mai bună, permanentă, privind amenințările asupra spațiului aerian. Contractul este semnat și îndreptat spre producere. Vreau să fac o precizare pentru cei care manipulează pe acest domeniu. Toată tehnica care vine pentru dotarea Armatei Naționale este tehnică nouă. Dacă ne referim concret la acest radar, el este în proces de producere, componentele lui abia se asamblează acum. Este o procedură tehnică deloc simplă. Noi am luat măsuri privind urgentarea acestui proces, având în vedere cererea mare pentru aceste radare, nu doar din partea Republicii Moldova, dar și a altor țări, a mai spus Anatolie Nosatâi la postul public de radio. Ministrul apărării a mai explicat că cel de-al doilea radar achiziționat va fi unul complementar echipamentului de monitorizare a spațiului aerian pe care Republica Moldova îl folosește deja. Nosatâi spune că cele două radare vor detecta mai ușor și la o distanță mai mare orice pericole la adresa spațiului aerian național. Precizăm că la data de 20 decembrie 2023, Armata Națională a primit din Franța un radar Groundmaster 200 de monitorizare a spațiului aerian. Potrivit autorităților de la Chișinău, valoarea echipamentului de monitorizare a costat aproximativ 14 milioane de euro.